Consilierii județeni s-au întrunit astăzi în ședință extraordinară pentru aprobarea mai multor puncte ce nu suportau amânare. Punctul 5 de pe ordinea de zi, care se referă la asocierea județului Giurgiu și comuna Izvoarele în vederea reabilitării drumului județean 503A, a creat foarte multe divergențe în rândul consilierilor. În acest caz, contribuția comunei Izvoarele va fi de 45.000 de lei, iar Consiliul Județean va contribui în cadrul asocierii cu suma de 409.000 lei. Vicepreședintele Consiliului Județean, socialdemocratul Cristian Marciu, a cerut amânarea acestui punct pentru o ședință următoare și a venit cu argumente din punct de vedere tehnic de ce nu este convenabil să se efectueze deocamdată aceste lucrări. Când spun că lucrurile nu sunt bune și că nu trebuie să investiți bani în continuarea lucrărilor pe un suport care este încă nesigur, este cumva influență politică? De ce să nu consolidez în primul rând digul și după aia să vin să fac lucrările de reparații la drum? Pentru că ce nu s-a spus aici este că acel drum trebuie făcut de jos, de la infrastructură și până la suprastructură, în valoarea asta, pe porțiunea digului, în valoarea asta de 4 miliarde de lei. Ca să finanțăm o lucrare, să punem strada asfalt, să facem tot ce trebuie, pe o lucrare pe care nu sunt sigur. Văzându-se iritat de atitudinea colegilor, Cristian Marciu s-a ridicat și a părăsit sala, însă în foarte puțin timp a revenit. Permite să mă retrag pentru că această ședință ia turnură politică și nu are nicio treabă cu administrativ. Vă rog. Mulțumesc. Da. Deci, eu aștept. Cu toate că toți cei 10 consilieri PSD au fost împotrivă, punctul aflat spre aprobare pe ordinea de zi a trecut cu 20 de voturi pentru.